Să trecem la a treia întrebare despre drăguța de Irina. Plină de monologe siropoase, prinică măsuri. Sunt mereu ocupați, nu văgeau în jur, sunt mereu precipitați. Nu stau seama de cine lângă ei, nu zic nimic. Nu atind de mine, nu atind de nimic. Ce e orice ați așteptat? E obsedat cu asta de tare, ne-a nimic. A venit acolo de la București, a zis că gata, face mare artă la Cluj. Foarte bine. De când nu mai mănânc gluten, totul viață e mult mai bine. Și o să merg pe sus, pe jos. Hai, mă prind! Să-i pateze, că avem bani. Dar nu, niciodată nu mă întrebau ce vreau eu cu adevărat. Eu tot ce-mi doresc de ziua mea e să mă plimb în parc cu cei doi prieteni ai mei, să mănânc înghețată de fistic, că e preferata mea. Și la final să aud un sincer și subtil amânțare.